având în vedere că pe pârtile de schi condițiile meteorologice pot varia de la oră la oră și de la zonă la zonă, este bine ca amatorii de sporturi de iarnă să se informeze în prealabil în legătură cu detaliile legate de vreme. De asemenea, siguranța pe pârtie ține în mare parte și de comportamentul celor care schiază sau folosesc placa de snowboard ori săniile. Jandarmii montani pregătesc câteva reguli de bază. Sunt cu domnul Mihai Radu din cadrul postului montan de Rotan Cavnic. Pentru a evita incidentele nedorite, Jandarmeria Montană recomandă turiștilor care vor veni în acest sezon la schi următoarele reguli. Respectul față de ceilalți schiori, astfel încât să nu ne punem în pericol nici pe noi, dar nici pe ceilalți. Să adapteze viteza în funcție de starea pârtiei, să nu se oprească pe pârtie, mai ales în zonele înguste sau cu vizibilitate scăzută. Urcarea sau coborârea pe jos, fără schiuri, se face doar pe marginea pârtiei. Să respecte semnele și indicatoarele de pe pârtia de schi, să aleagă traseul pe pârtie în funcție de nivelul de pregătire și de gradul de dificultate a pârtiei. În cazul unui accident pe pârtie sau când apar evenimente contra ordinii publice, se poate solicita sprijin la 112 sau la jandarmii montani din zonă.